Salutare, dragi columbofili! Bine ați revenit în voliera Columbofil Junior! De asemenea, bine ați revenit și pe canalul meu! Astăzi o să facem un video cu o nouă pereche ce urmează să o înțărcăm, o pereche de rândunele de Saxonia. În două săptămâni o să înțărcăm și această pereche. Vroiam să vă prezint doar ca și idee să vedeți ce încălțătură superbă are și această pereche de rândunele de Saxonia, tres albastră. Aici avem femeluța de rândunele de Saxonia. Ia uitați încălțătura femelei și poziția ei. Lângă femelă avem masculul. De asemenea, cu o poziție foarte bună, încălțătura la fel, una foarte bună. Anul acesta, la voliera Columbofil Junior, în urma foarte multor selecții, obținem puișori de o calitate foarte bună. Și n-aș vrea să spun eu asta, aș vrea ca fiecare vizitator al canalului meu să-și dea o părere, să spună dacă eu greșesc sau nu, apreciind astfel păsările, spunând că au o calitate foarte bună. Bineînțeles, puișorii aceștia încă nu se hrănesc, eu i-am luat din cuib, încă nu au coborât jos. Și de asta spun, încălțătura lor o să fie mult mai frumoasă. Dar am vrut să fac o prezentare și cu o pereche, cu o nouă pereche de tres albastră. Bineînțeles, o să mai fie prezentări cu tres albastră, urmând și cu tresă neagră, dar acele perechi sunt încă mici și necesită să mai treacă o perioadă de timp până le vom prezenta și pe acelea, le vom face un video și acelor perechi. Astăzi am vrut să facem acest video cu această pereche de tresă albastră, fiind mai mare. Atât aș vrea să vă povestesc despre această pereche, urmând să revenim cu un alt video în momentul în care o înțărcăm, o aducem în voliera puiilor. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!